Hai, frate, astăzi facem pâine. Desfă făina, pun-o aici. Ali, stai nu unde mai deschis. În partea asta la el. Da, să te ducă. Asta, pun-o toată, fără... Am pus făină. Acum punem drojdia. Ce faceți, frate? Îl învăț pe o viață să facă făină. Da? O mică de-n păpare. Ia vezi că pe mine. N-are fin. Bine ai puțin, mă? Bagă dinții. Bagă dinții până, ne? Nu cred că o pun mai repede cu dinții. Ai apă caldă acolo aici? Da. Facem pâine, deci, da? Ai pus drojdia, iei lingura, amesteci, omogenizezi drojdia, sare. A zis că e sare pe aici, pe la masă. Ce ați spus că nu... Sare. Atât, suficient. La masă, mă. Ce? Sare. Da, avem, e tu cu acolo pe masă. Unde? Da. Da, bă, și de atâția băieții, nu. Lasă că cu unul am treabă aici. Deci, un kilogram de făină. Ai pus două pliculețe de drojdie. Drojdia uscată, întotdeauna o amesteci direct în făină. Drojdia cealaltă, când ai drojdie proaspătă la cup. Filmați pe YouTube să puneți rețeta. O dizolvi aici. În 600 ml de apă, o linguriță de zahăr și dizolvi cubul ăla de drojdie. A venit și sarea? Niciodată asta uzi. Aici avem sare. Ne trebuie o linguriță. O linguriță înseamnă o jumătate de lingură. Cam asta. O amesteci. Întotdeauna țin vasul în mână. Ai să duce să stai mai deschis la filmare. Da. Așa. Ok, atât. Acum, ce pui? Lingura. Pui 4 linguri de ulei. Fără să te stresezi că ai depășit. 2, 3, 4. Suficient. Ce comentat? Acum, în momentul ăsta, pui și apă, ca să facă așa. Și acum încorporezi încet, 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 încet. Ia lingura bine în mână, că o să se întărească aluatul. Ia așa. Așa. Nu contează sensul, important e să... Îngrose o pastă de copere. Să înglobezi apa. Oricum asta e faza de înglobare, că după aia bagi mâna în el, în aluat. Da, mai ai, mă, Aline, prin casă un pic de făină? În afară de aluat, de kilogramul ăsta? De. Bagă lingura, puternic, puternic, fără milă și fără frică că nu se strică nimic, nu strici absolut nimic. Forță, trebuie să bagi forță, vezi că s-a întărit aluatul. Zahărul din apă are rolul de a hrăni drojdie. Tu ai pus drojdie. Drojdia se hrănește cu zahăr. Așa. Olivia, vezi tu dacă mare Larisa, mai trebuie o mână de făină. Mai făcută, mai nefăcută, mai... Potrivită. Mai făcută. Mai făcută. Asta e faza. Acum bagi mâna, ești dreptaci, stângaci. Dreptaci. Mâna cu care lucrezi, pe aia ți-o murdărești. Înțeles. Nu, stai. Întâi scureți asta. Mâna stângă, așa, o cureți bine lingura, că nu mai e nevoie de ea. Întotdeauna te obișnuiești, ții vasul, da? Înțeles. Deci nu-l lași niciodată de singur și bagi mâna prin el, că îl arunci după masă.
Și acum iau și? Și acum trebuie să mai aducem un pic de făină, ca să-i mai dăm un pic de consistență. Că e un pic prea moale. Are nu și ea pentru carne. Făină, da? Și făină? Dacă nu va ajunge, mă duc și mai iau un chit. Nu, 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 că ne ajunge. Ne ajunge, stai niște. Și acum vine partea aia cu cât trebuie să mai pun. Câtă trebuie. Bătrânii ziceau câtă trebuie, câtă trebuie, câtă trebuie. Ei, în primul rând, o mână și presul. Și inclusiv pe mâna ta. Și acum bagi mâna în ea și o iei. Uite, asta e mișcarea, uite. Bagi din laterală, o aduci spre mijloc. Bagi din laterală, o aduci spre mijloc. Spre mijloc. Așa. Și apeși tare pe ea. Așa. Uite, fii atent. Faci o pernă. Faci degetele așa ca la pumn, uite, știi? Așa cum ai lovi-o. Cu nodurile astea. Și fără frică. Și tare. Cam aia e făina de care are nevoie aluatul. Vezi că el la un moment dat, când e bine frământat, o să se desfacă. Nu se mai lipește nici de mâini. Trebuie să fac asta până se desface? Trebuie să faci până când îți, aproape că spune ea când. Deci vreo 5 minute trebuie să mesteci. Dacă întrebai bătrânii, spuneau că trebuie să, să frământi vreo jumătate de oră, dar nu, nu e cazul. Trebuie să despune de pe mâna mea. E încă moale, o simți prea moale, prea apoasă? E plipicioasă, nu-mi pare. Bun. Da. Mai are nevoie de un pic de făină. Uite, mai dăm pe lateral așa. Tu continui frământatul. Și ia încet, încet, ai să o simți că se formează altfel. Dar poți să deschizi și degetele. Trebuie să ai o mișcare naturală. Așa vezi. Deschide degetele și o apeși cu nodurile, o strângi cu degetele deschise. Uite, a început să se deziprească de pământ. Da, vezi? Spune singur. Mișcare naturală. Mai ai două minuțele de... Bagi mâna în ea, o scoți, o împingi, o ridici. O mișcare naturală, nu trebuie să stai cu mâna ca cu o cârjă. E unealta ta de lucru, de brutar. Apasă-te tare în ea. Ce faci până asta? Prin mișcarea asta acum tu, pe lângă faptul că ea dezvoltă legăturile de gluten, bagi și aer în ea. Uite, cu cât o frămânți, incorporezi aer în ea. Mai are nevoie, pentru că, uite, ea încă mai lipește. Și de acum încolo trebuie doar așa, presărat cât un pic de făină. Și cam gata. Da, mă, meme, pupă la mama să-l pupe. Bă, mama, acum am scăpat de făcut cozonac. Acum îl învățăm la pâine, la cozonac, e mai, la mult, de, e mai mult de muncă la cozonac. Nu e. Să știți, e mai mult de frământ. Eu aveam un vecin cât curaj și îi plăcea. De bune, avea curaj să facă. De ce să nu facă? Îi plăcea cozonacul meu și îmi spunea: "Mai vecină, ba de 200 de ori și s-a supără baba pe mine. Baba fiind vecina de jos, că îl lua și făcea japă." Băi, nene, eu 15 minute ți-am frământat cozonac. Vii să mă înveți și pe noi? Ia, vele. E aproape gata. Și mâna ta. Obietul, om și gata. Deci în faza asta îi dai făină puțină, știi, ca să nu o întărești foarte tare. Și e cam gata. Okay. Uite, o simți la mână. Dai cu forță în ea. Așa. Dar și făina e frumoasă, e bună. Da. Fără frică. Cam asta e lucrarea noastră. Bravo. Așa. Acum, pâinea are nevoie de un secret. Deci trebuie să o acoperim, să o punem la cald. Da, acum trebuie să o închin. Da. Uite, faci așa. Da. Doamne ajută. Și o duci în casă. Da. O ducem undeva la căldură. Du-o la tine în bucătărie și pune un șerve pe ea. Te uiți la ceas. O oră o lași în pace. Înțeleg. Asta e prima ta pâinică. Știi că pâinea a fost frământată, aluatul a fost frământat și este lăsat la dospit timp de o oră. Timp de o oră lăsăm aici? Da. Bagi mâna în ea. Așa. Acum o lăsăm să treacă. Așa, pun-o în mijloc acolo. După ce o pui, bagi așa. Bagi în ea. I-ai dat forma, o lăsăm în continuare să crească. Nu mai deranjează. Gata. Nu s-arde nimeni pe aici cu tine, tătucă.
Ali și cadrul un pic mai este. Da, da. Încerc să ascult cât mai bine toate găurile. Mai bine dată nu cred că se poate. Pauză. Gata. O să vedem acum, revenim peste 45 de metri. Gata, 45 de metri să fie. Față la brutărie. Ha, acum vedem. După 15 minute. S-a umflat, dar mai, cred că mai trebuie lăsată. Ia cleștele. Se aduc cleștele? Hai că te-ai descurcat. Mă, pâinica poate a supraviețuit în interior. A izolat-o pe cură aia prea tare. Mamă, vezi să nu pui piciorul în ea sau mâna, că e smoală. Hai că e, cred că o supraviețuit. Uite, masa, dreapta. Și eu zic că a supraviețuit cât de cât. Hai da. Tata cu un cuțit. Hm? Da. E bine. Pâine bătută. Doamne ce. La trei lăsată să răcească. Frige, frige. O jumătate oră e bună de mâncat. Ia uite mă, hai să o vedem în interior. Ia uite că în interior e bună. E în interior frige, dar e pufoasă. E bună în interior. Nici nu e cocă. E bună. Ia, băgăm în guriță. Merge. Merge bine. E prima pâine a lui Vlad. Da, dar ce frumos a frământat la... Succes la următoarea, să iasă așa mult mai bună. Nimic dintr-o... La mulți ani? Să fiți sănătoși? Nu răbustăciosule, la mulți ani. Și să fiți fericiți. Doamne ajută, sănătoși!